La 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 la! E timpul pentru duș! Trebuie să-l spăl din nou deja? Ei bine, hai să facem! Ah, rece? Să luăm șamponul meu preferat! Opa, e un pic prea mult? Dar bine, părul scurt e ușor de îngrijit. O picătură mică de șampon e suficientă pentru ca Chloe să-și spele complet părul. Și a făcut-o într-un timp foarte scurt. Ah, iubesc acest șampon! Pentru părul lung, totul e puțin mai complicat. Priviți cât șampon folosește! Ah, asta nu e suficient, am nevoie de mai mult șampon. Da, acest lucru ar trebui să funcționeze. Părul lung are nevoie de mult șampon și mult timp. Harper a petrecut atât de mult timp sub duș încât adoarme. Ah, baba suferă la frumusețe. Ei, sunt așa de emoționată! Și eu? Fetele sunt la un salon de coafură. Uitați-vă la Chloe! Ce coafură frumoasă a primit! Ha? Nicio diferență? A tăiat doar vârfurile? Sunt așa de fericită! Iată nota ta! Ce? 5.000 de dolari? Nota ta! Oh, 50 de dolari? Asta nu-i nimic! Chloe, ai mult de plătit! Îmi pare atât de rău! V-am dat facturile greșite! Poftim! Ha? Ce? Oh, sunt doar 50 de dolari! Ce ușurare! Pentru ce plătesc? Nu există nicio diferență la părul meu! Trebuie să plătești, Harper! Ce? Nu e de ajuns? Dă mai mult! Nu! Banii mei! Sărmana Harper! Asta înseamnă să ai părul lung! Vise dulci, Harper! Dar nu sunt atât de dulci când ai părul pe toată fața! Oh, dispar din fața mea! Oh! Nu pare o noapte prea relaxantă! Între timp, Chloe doarme ca un înger! Ha? Un monstru! Stai departe de mine! Ha? Nu e un monstru, Chloe! E Harper! Oh, slavă Domnului! M-ai speriat! Poftim! Ia-l și să nu mai faci asta niciodată! Aproape am avut un atac de cord! Dar uită-te la tine, Chloe! E atât de amuzant! Ce? Eu? Părul scurt are și el dezavantajele sale! Lasă-mă să-l periesc pentru tine! Nu! Lasă! Nu va ajuta! Bine că am casca! Acest lucru va rezolva totul! Noapte bună! Noapte bună, fetelor! Fetele pregătesc masa împreună! Concurența e strânsă! Uitați-vă la Chloe și la abilitățile ei de tăiere! Poți să faci mai bine? Și lui Harper îi este greu să se descurce cu părul ei! Ai grijă, Harper! Îți tu singură părul! Oh, nu! Părul meu frumos! Ce ghinionistă! Nu e mare lucru, Harper își poate lega întotdeauna părul cu ușurință. Dar Chloe se luptă să-și țină părul departe de față. Auci, mi-am tăiat degetul. Ai primit ce meriți, ești așa de nepoliticoasă. Ai rămas în urmă, Chloe. Chloe încearcă și ea să-și lege părul, dar nu va funcționa, e prea scurt. Și te mai iei de mine? Uită-te la tine. Nu râde? Wow, ce coafiură, Chloe. Dar are o altă idee. Se întoarce la prietena ei, punând piper peste masă. Au, da! Bine atunci, o să-ți arăt! No! Hanoracul meu! Oh, acum trebuie să-l scot! Ha? Așteaptă? Asta chiar ar putea funcționa! Îmi ține părul! Mă rog, toți sunt un bucătar mai bun decât tine! Nu, nu ești! Așa gătiți în fiecare zi? Calmați-vă, fetelor! Wow, uită-te la această poză! Hei, Harper! Auci, părul meu! Oh, nu! Guma de mestecat a lui Chloe tocmai i s-a spart pe față! Iu! Oh, e peste tot! Acum e și o bucată în părul lui Harper! Oh, nu! Îmi pare atât de rău! Nu! Ce-ai făcut? Guma de mestecat în păr e un mare nu, nu! Vino cu mine, Chloe! Ha? Vino, vino! Bine! Acest lucru ne va rezolva problema! Un frigider? Ce face Harper? Doar pun părul cu guma în frigider și așteptăm! Ha? Cum va ajuta asta? Bine, e timpul să-l scot! Acum uite, vezi? Guma de mestecat a înghețat și acum o pot scoate cu ușurință! Wow, ce truc inteligent! Acum hai să încerc și eu! Oh, nu! Nu! Nu merge! Calmează-te, Chloe! Iată, lasă-mă să te ajut! Auci!
Bine, dacă frigiderul nu ajută, atunci mai rămâne un singur lucru de făcut. Trebuie să taie guma! Ți-am scos guma! Ce? Ce-ai făcut? Ei bine, se pare că Harper a exagerat puțin cu farfecele acelea. Acest suc este așa de bun! Ai încredere în mine! Oh, wow! E Logan? Hei, Chloe! Uite cine e aici! Oh, nu! Harper, ce-ai făcut? Acum sunt toată murdară! Dar Chloe are o idee! Uită-te acolo! Unde? Oh, dulce răzbunare! Chloe pune Mentos în cola lui Harper! Ce farsă nasoală! Ah, oh, nu! Uitați-vă la ele! Bietele fete! Ce fac acele fete? Oh, 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 oh. Nu! Acesta este cel mai rău! Dar hei, îl acopăr cu părul meu! Iar părul lung e aici pentru a salva încă o dată ziua! Hei, Logan! Hei, Harper! Arăți bine! Oh, nu! Și eu ce să fac? Părul meu e prea scurt! Nu va acoperi nimic! Chloe, data viitoare, fii mai atentă cu hainele tale! Harper se pregătește pentru o petrecere! Să vedem ce poartă prietenii mei! Ce? Oh, nu! Toți au coafiuri atât de elegante! Arată atât de bine! Și al meu e atât de plictisitor! Trebuie să fac ceva și eu! Ha! Poate că dacă îl împletesc arată mai bine? Și totul e gata! Sunt gata de petrecere acum! Dar ce să fac cu părul meu? Să căutăm câteva inspirații pentru păr! Wow! E așa de frumos! Dar este pentru părul lung! Să căutăm altceva! Ce? Din nou? Nu există nimic pentru părul scurt? Înveselește-te, Chloe! Poate te poți gândi la o coafiră drăguță! Părul lung poate fi adesea o problemă, dar nu putem nega că ai o grămadă de modalități de a-l coafa! Părul scurt, pe de altă parte, nu e așa de ușor de coafat! Vor găsi fetele în sfârșit coafiura perfectă? Se pare că Harper va merge cu o coafiură lejeră! Ea arată așa de bine! De ce arăt așa? Până aici! Nu mă mai duc nicăieri! Bărbia sus, Chloe! Nu totul e pierdut! Hei, știu! Mai rămâne un singur lucru de încercat! O perucă! Yay! Arată așa de frumos și elegant! E timpul să merg la petrecere! Ah, încă o zi plictisitoare în clasă! Dar Harper are un plan pentru a o face mai interesantă! Are ciocolată! Ce? Ce crezi că faci, domnișoară? Nu se mănâncă în clasă! Dă-mi ciocolata! Acum! Auci! Hopa! Îmi pare rău! Părul tău e prea lung! Ești bine? Au, nu-ți face griji! Dar Harper nu va renunța așa de ușor! Spui că părul meu e prea lung? Ei bine, atunci de ce nu-l folosim pentru ceva util? Bună idee, Harper! Se pare că și Chloe vrea să încerce! Dar funcționează diferit cu părul scurt! Cum faci asta, Harper? Ha? Ceva suspect se întâmplă aici? Hmm, să vedem! Oh, nu! Părul lui Chloe e prea scurt! Ea nu poate ascunde bomboane la fel ca Harper! Prinsă! Am spus să nu mănânci în clasă! Oh, fetele astea! Săraca Chloe! Nu-mi vine să cred! Logan stă lângă mine! Iu! Ce s-a întâmplat cu fața ta? Ha? Ce s-a întâmplat? Nu înțeleg! Un coș! Oh, nu! Și nu am adus nicio cremă cu mine! Vreau să dispar! E așa de jenant! Dar stai puțin, poate îmi pot folosi părul? La ce s-a gândit Harper? Pentru a face această coafiură, mai întâi trebuie să vă legați părul într-o coadă, apoi înfășurați-l într-un coc. Lăsați niște păr să iasă afară, apoi legați totul. Și folosește părul care a rămas pentru a forma bretonul. Pentru pasul final, folosește doar o bandă de păr, astfel încât să se asorteze. Totul e gata! Să încercăm această nouă coafiură! Hei, Logan! Hă? Oh, wow, Harper! Tu ești? Arăți grozav! Ce? Cum a făcut asta? Am și eu niște coșuri! Știu! Înseamnă că trebuie să-mi tai bretonul! Nu, Chloe! Oprește-te! Acesta nu e real! E fals! Oh, e fals? Atunci să încerc și eu la fel! Oh, nu! Se pare că cu părul scurt nu va fi așa de ușor! Dar Chloe tocmai a avut o idee! Un elastic de păr?
Cum vă ajută acesta? Dacă doriți să vă faceți breton fals, doar legați părul din față într-o coadă de cal și apoi treceți-o prin păr așa. Aproape gata! Dar încă un lucru! O bandă de păr! Modelați-o puțin și sunteți gata! Bună, Logan! Îți place noua mea coafiură? Oh, wow! Arăți grozav! Wow, Chloe! Amândouă ați făcut o treabă grozavă, fetelor! Și iubirea lor e impresionată! Ha? Cât e ceasul? Oh, nu! Am dormit prea mult! Chloe nu are prea mult timp să se pregătească și părul ei arată destul de rău. Trebuie să fac un duș. Părul meu e prea murdar, dar nu am timp pentru asta. Doamne, ce să fac? Ce să fac? Ah, mă rog. Poate o coadă de cal va funcționa? Părul scurt de obicei nu arată bine în coadă de cal. Arată și mai rău. O agrafă de păr. Oh, te rog, salvează-mă. Tot părul ăsta din spate este afară. Bine, bine, nu e timp pentru panică. Îl voi prinde ca să fac trucul. Oh, nu! Uitați-vă la capul lui Chloe! Sunt prea multe agrafe în păr! Nu! E un dezastru! Școala a început deja? Ah, ei bine! Presupun că am întârziat suficient! Deci, dacă fac un duș, nu rănesc pe nimeni! Să o facem! Oh, bună dimineața, lume! Cum arăt? Aoleu! Părul meu arată îngrozitor! Și e și murdar! Eu, mâinile mele! Trebuie neapărat să mă duc să-l spăl! Dar așteaptă! Cât e ceasul? Oh, sfinte, doamne! Se pare că Harper a adormit puțin. Oh, nu, nu, nu! Trebuie să mă gândesc la ceva! Nu, asta arată rău! O pălărie? E drăguță? Ah, nu! O altă pălărie? Ah, nu! Biata Harper! Se chinuie să găsească cea mai bună soluție, dar întotdeauna există o cale. Se pare că tocmai a avut o idee. E întotdeauna mai ușor să ascunzi părul murdar atunci când e suficient de lung. Trebuie doar să știi modul corect de a face asta. Pentru această coafiură trebuie doar să stapezi părul cu o perie, astfel încât să arate mai pufos. Și apoi îl legi într-un coc. Asta e! Cum stau cu timpul? Au, grozav! Mai e ceva timp! Inteligenta de mine! Chloe vorbește cu Harper despre planurile lor astăzi. Tom i-a invitat la petrecere. Vrei să vii? Doamne, trebuie să fac ceva cu părul ăsta? Mai bine mă duc să-l spăl la duș. Oh, da, desigur că mergem. Ok, mă voi pregăti. La 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 la! Să vedem! Ar trebui să folosesc un uscător de păr? Nah, nu e nevoie de el! Părul ei e deja uscat și frumos! Sunt gata! Oh, abia aștept! Harper pare că tocmai s-a trezit! Sunt gata? Deja? E atât de rapidă! Doamne, nu am mult timp! Hai, hai! Oh, nu! Peria de păr mi s-a încurcat în fire! Asta nu funcționează! Merg la duș! De ce întârzie atât de mult? Lui Harper îi ia ca să-și usuce părul cam o veșnicie? Ah, sunt așa de obosită! Hei, fato! Asta a durat o eternitate! Oh, Chloe! A îmbătrânit în timp ce își aștepta prietena să-și usuce părul! Lasă-mă să te ajut cu părul tău! O pungă? Cum mă poate ajuta asta să-mi usuc părul? Atâtea întrebări! Sunt prea bătrână pentru asta! Stai liniștită și ai încredere în mine! Să-ți legăm părul foarte lung într-un coc frumos! Ah, mă doare spatele! Durează atât de mult! Bine, bine! Așa! Foarte frumos! Acum să punem punga! Ce faci? Nu vreau! Ia chestia asta de lângă mine! Ai încredere în mine! Bine? Acum nu te mișca! Ce face Chloe? Cum îi va usca părul? Acum să punem un uscător de păr în gaură! Și usucă! Wow! Aceasta este cu siguranță o modalitate amuzantă de a vă usca părul! Dar uitați-vă la asta! A mers! Acum părul lui Harper e în sfârșit uscat! Asta înseamnă înțelepciunea bătrâneții! Acum sunt gata să merg și să mă distrez puțin! Haide, Chloe! Oh, sunt așa de obosită!